Bună ziua și bine v-am găsit. Iată, astăzi am să vă arăt. Am mai explicat eu într-un film ce am făcut anul ăsta. Deci, am izolat mătcuțele. Aici, în partea asta, iată, e pe 5 rame. O să vă arăt cum se prezintă. Iar aici a fost familia mare. A fost 18 rame, ea puternic, așa. Și ea, aici am pus o botcă. Și aici a rămas matca și o stimulez. Pe matca o stimulez, roiul nu e stimulat, el a fost organizat ca să culeagă mier. Aici aștept să găsesc matca împerecheată, albina s-a rărit, iar eu voi mai extrage rame cu miere de la dânsa. O să mai scot niște rame cu miere, care consider eu. Acum, să vă. Iată, continuă și am să vă arăt un lucru. Deci, cum a rămas aici această colonie, am să vă arăt. Deci, ea nu primește stimulare, nimic, dar uite, construiește făguraș. A construit făguraș. Ia să văd celulele. Celulele sunt de albină. Ia să văd. Deci aceste celule sunt de albinuț. Bun. Acum știu că am matcă. Matcă împerecheată aici. Și se văd cum ouă, dacă ouă și dacă ouă foarte bine. O să fac o altă lucrare la dinsa, ia să vedem dacă putem scoate vreo ramă cu miere, dacă e cazul, dacă nu, nu. Această ramă este plină cu ouă și iată matca aici, am perecheat o matcă tânără. Sper să se vadă, urcă în sus, lasă-mi pace. Au luat această ramă cu tot. Deci acesta a fost scopul, să împerechez o matcă aici. Și să scot și o ramă cu miere. Eu am scos două. Acum verific ramele să văd pe câte au luat. Este o matcă împerecheată recent. Iată și aici avem piept larvar. Ceea ce îmi place la acest soi este că este doar miere, fără stimulat. Ceea ce va primi el va fi uleiurile esențiale, o să le primească. Să verific fiecare ramă și acum știu cam ce trebuie să fac. Putem aduce de la matca bătrână, care este izolată, aducem puiet căpăcit. Și aici este ouat, larvar. Mie mi-ar fi plăcut să nu se întindă pe așa tare cu oată, că mai scutăm o ramă de la ea, din care miere. Cum n-a crescut puiet, are miere suficient. Ia să trecem la altul. Deci, la oată pe 3 rame. Aici, și aici au luat matcă. Și aici au luat. Da, pe ambele, pe ambele părți este oa. Nu știu dacă se vede. Deci o matcă tânără care contează foarte bine. Deci am câștigat puiet, făcând această lucrare. Bineînțeles, nu la toți e la fel. Mi-ar fi plăcut să fie la toți la fel, dar nu.
Noi nu peste tot s-au împerechea mărci. Iată aici, eu data trecută am dat o foaie. Aici nu mai e oa, deci ia oa pe acele rame. Probabil, dacă aș stimula-o, oa, da? N-am de gând măcile tinere anul ăsta, nu le stimulez, le dau puiet căpăcit. Le voi da faguri goi, dar la centrifugă. Și astfel, o să crească, fiindcă iau puiet de la matca bătrână. Bine, continuăm. Deci aici avem matca împerecheată, am lăsat un spațiu unde o să revin cu o ramă de puiet căpăcit. Acum, aici stimulăm matca. Aici pe 5 rame stă ea. Aici mai are un pic de șerbet, o să îi dau voie la albine să vină la șerbet. Și să vedem cum au oasia. Dar am nevoie de o ramă cu puiet căpăcit. Eu aici, dacă iau ramă cu puiet căpăcit, dacă eu iau, înseamnă că trebuie să aducem ramă. Și o să aduc o foaie. Iată, aici avem o foaie care a fost dată cu puiet căpăcit. Deci așa arată. Dacă se vede. Deci aici avem puiet căpăcit. Această puiet căpăcit va trece la familia, la matca nouă, unde s-a împerechiat. Dar nu puteți obține așa fără hrană, deci trebuie. Eu, cu ajutorul șerbetului, am reușit să reactivez mărcile, fiindcă ele aproape nu mai au deloc. Astfel, eu, în această familie, am obținut miere, am obținut oprirea roirii, am obținut o matcă tânără și acum o să dăm puiet căpăcit. Iată așa arată ramele, au miere că le-am dat. Aici e puietul larvar. Ceea ce voi face eu este că nu iau tot timpul altă ramă. Eu aștept să construiască foaia, să o opăia și după aceea să iau și să-i mut la vecina puietul căpăcit. Bun, acum am să-i dau foaia. O să scutur albina, nu scutur albina, mă duc să aduc o perie ca să dau albinuțele jos de pe acea ramă. Și aici dau o foaie. Și peste 10 zile vin iară și iau tot a doua. Așa mi-am calculat, eu să fie tot a doua ora. Bine, mă duc să aduc o perie. Bun, am pus acum o să speriez această ramă de albinuță și o să-i dau rama cu puiet căpăcit la vecinul.
Iată așa. Poate de pe puietul căpăcit se feriază ușor albina. Nu e foarte mare lucru. Bun. Acum acest puiet căpăcit o să-l dăm la matca tânără. Trebuie să dau toate albinuțele jos. Cureți un pic rama. Ducem rama și putem să dăm la măcuța tână. Și astfel ea va avea continuitate. Vom obține, încet, încet vom obține o colonie destul de frumoasă pentru a intra în iarnă. Iată, o punem în mijloc. Când va ecloza, matca va ponta din nou această ramă. Peste 10-15 zile când mai vin cu o ramă, cu puiet, atunci o să fie numai bine. Bun, cam atât am avut pentru ziua de azi de arătat. Până data viitoare, numai bine!